Until I was 18 years of age, până să împlinesc 18 ani, we worked on a farm. Am lucrat la o fermă. A lot of hard work every single day. O mulțime de muncă grea în fiecare zi. Now, when I was 14 years of age, când aveam 14 ani, I told you earlier this morning, v-am spus deja de dimineață, that just before I turned 14, I gave my heart to the Lord. Că chiar înainte să împlinesc vârsta de 14 ani, mi-am dat inima mea Domnului. Just after that experience on our farm, după acea experiență acolo la fermă, we used to hire some young people from my brother's school to work on the farm. Am obișnuit așa să angajăm ceva tinerei de la școala fratelui meu să lucreze la noi la fermă. They were a little bit older and erau they could work on that type of job. Mai vârste, mai măricei și puteau lucra la acel tip de muncă grea. Now the only problem was, singura problemă, they liked to get the money, le plăcea să primească banii, but they didn't like to work. Dar nu le plăcea să muncească pentru ei. Although I was younger, cu toate că eram mai tânăr ca ei, mai mic ca ei, my job was to make them work. Treaba mea era să-i țin ocupați. So you know how hard it is for a young, a younger boy. Nu vă dați seama cât de greu e pentru un copil mai mic making three or four of them to go to work. Să-i faci pe cei mai mari decât tine, trei sau patru inși, să muncească. On one occasion on the farm, așa că la ocazia anume la fermă, they decided to cause me some mischief. Au hotărât să mischief was that? Cause me trouble. Să mă facă să mă complic, deci să-mi facă probleme. And one of them decided to kick me. Și unul dintre ei a hotărât să mă lovească. And as he was kicking me, I just picked up his leg. Și cum când m-a lovit, i-am prins picior. They were not very happy. N-au fost bucuroși de ce. And they said, you will pay for this tomorrow. Și mi-a spus, pentru asta o să plătești mâine. When you leave school, you will pay for this. Când ieși de la școală, o să plătești pentru asta. But I was a little concerned then. Atunci deja am început să mă gândesc, era preocupat. In school, I finished my day's classes. Mi-am terminat orele. I saw my dad did not come to pick me up. I have to walk home. Am văzut că tata n-a venit să mă ia acasă, așa că trebuia să merg pe jos. It's a little while to get home. It's a few kilometers to get home. Și erau câțiva kilometri buni să ajung acasă. But that's not a problem. Dar nu asta era problema. I know some people along the way I should be fine. Știam câțiva oameni de-a lungul drumului, ar trebui să iasă bine. As I began walking home, când am început să merg către I casă, I noticed the three young people playing tennis. I-am văzut pe trei dintre cei de care vorbeam mai devreme jucându-se and tenis. As I passed by a little distance away, și cum am trecut eu la o destul de bună distanță, I noticed they stopped playing tennis. Am observat că s-au oprit să mai joace tenis. And started following me. Și au început să vină după mine. I went on the main road and crossed the bridge. Am ajuns la strada principală, am trecut podul. And I see three of them, 2 years older than me. Și am văzut trei dintre ei cu 2 ani mai în vârstă ca mine. So, 3 16-year-old boy and 1 14-year-old boy. Deci trei de 16 ani și eu eram de 14. But on the other side of the bridge, și pe partea cealaltă a podului, was one of my teachers. Era unul dintre profesorii mei. So I went to his house. Așa că m-am dus la el acasă. But he wasn't home. Dar nu era acasă. Nobody. Nimeni was home. Nu era acasă. Now, problem. Și acum aveam o problemă. Now I started walking home. Am început să merg spre casă. There is two ways to go home. Erau două feluri de a ajunge acasă. The normal way, drumul obișnuit, is where the old railroad track used to be. Era pe marginea unei vechi linii ferate. But that place has nobody there. Dar pe locul acela nu e nimeni care să locuiască aproape. And I could be easily beaten up on that road. Și puteam să iau bătaie cu siguranță. So that was not a very good road to go. Așa că nu era bun drumul acela. If I go straight, dacă mă duc direct, there's another road, e un alt drum. But there's a place where there's no houses. Dar e un loc fără case. And again, it's a problem. Și e complicat. So I began doing something very important. Și am început să fac ceva foarte important. It's called praying. Se numește rugăciune. Praying for wisdom. Rugăciune pentru înțelepciune. What do I do now? Ce fac acum? I know they want to beat me up. Știu că or să mă bată. I cannot run. Nu pot să fug. I was not a very good runner. Nu
eram bun la alergat. I have never run very good. Niciodată n-am alergat bine. And those three boys, și acei trei băieți, are on the high school track team. Erau la atletism la liceu. For running. Adică asta făceau. They're on the team for running. Erau în elementul lor când alergau. And at school, whenever we ran, și la școală, ori de câte ori trebuia să alergăm, the best I could ever do, totdeauna cel mai bun lucru care puteam să third place. Era să ies pe locul 3. On the back. Da, pe locul 3 de la urmă. De la urmă, adică so alte penultimul. Not very good for me. Așa că nu era de mine. So I began praying. M-am început să mă rog, Doamne, I've just given my heart to you. Mi-am dat inima ție, acum de curând. And now I need your help. Și acum am nevoie de ajutorul tău. I don't know what to do. Chiar că nu știu ce să fac. No one can help me. Nimeni nu mă poate ajuta. I'm here by myself. Sunt singur. And suddenly the Lord brought me an idea. Și deodată Domnul mi-a dat o idee. A possibility. O posibilitate. Not a sure thing. Nu o asigurare. Only a possibility. Doar o posibilitate. Along the side of the railroad track, pe marginea acestui căi ferate, was a piece of land just under 2 hectares of land. Era așa mai mic de 2 hectare un teren. That we used to farm. Pe care noi cândva făceam grădinărit. And I knew that place. Știam locul. And I thought that is my only hope. Și m-am gândit, acolo e singura mea nădejde. So when I look behind me, m-am uitat în urmă, they are now very close. Ele deja se apropiaseră. I had only one chance. Mai aveam o singură șansă. No two chances. Nu două. Only one. Una. I came to that property. Am ajuns la proprietatea aceea. I threw my books down. Mi-am aruncat cărțile. And I began to run. Și am luat-o la fugă. Began to run into nowhere. Să fugi unde? And they're coming after me. Și veneau după mine. I'm running really fast. Alergam cu toată puterea. I come to the end of the property. Am ajuns la capătul acelei proprietăți. There's a fence. Și este un gard. I jump over the fence. Am sărit peste. And as soon as I land on the ground, și cum am aterizat pe partea cealaltă, I hear them on top of the fence. I-am auzit deja că erau sus, pe vârful gardului. That means they're this far behind me. Asta înseamnă că mai aveau cam atâta în urma mea. And I'm running as fast as I could to the neighbor. Alergam cât puteam pe terenul vecinului. But I know the neighbor is not home. Și știam că vecinul nu e acasă. I run as fast as I can to the tree. Cât am putut. They're about to catch me. Când aproape să mă prindă. And I yell with all my voice. Și am strigat cu toată puterea. Get him, cheetah! What's that? What did you... Get him. Go get him. Ok, prinde. Cheetah. Cheetah. Ok, what cheetah? Cheetah, you know, cheetah is an animal. Ok. In Africa, the cheetah that runs? Deci, cum e asta? Pe românește știe cineva? It's okay. Like a leopard, but it's not. Da. Deci the cheetah is the fastest animal in the world. Fine. Deci, asta e, spre rușinea mea n-am știut cuvântul. Bun, a strigat, prinde-i, nu, ghepard. And they hear a crazy boy say, go get him, cheetah. Și atunci l-au auzit ei, băiatul ăsta trăsnit. But that was my only hope. Prinde-i, ghepardule, păștea, nu? Dar era singura mea șansă. And out of the bush. Și din pădure comes a big German shepherd. A apărut un câine cum zice, din ăsta ciobănesc german. Her name was Cheetah. Și numele cățelei, de fapt erau cățea, era Cheetah, adică nu, ghepard, dacă am traduce și numele. Deci se numea exact cum a strigat el, că poate apare vreun ghepard să-i. Instantly she recognized the situation. Într-o secundă, cățeaua a priceput încurcătura noastră acolo. That was my only hope. Și era singura mea șansă. I used to take care of the dog. Pentru că obișnuiam să am grijă de cățeaua. Era prietena mea. And she came out of that bush. Și așa că a venit acum din pădurea aceea. And she went right for the boys. Și s-a dus direct spre băieți. They saw the dog. Și au văzut, cum vine Dida mai câinele spre ei. She did not stop at me. Ea, câinele nu s-a oprit la she mine. She continued after them. S-a dus după ei.
They jumped over the fence again. Au sărit ăsta gardul înapoi. And she used to jump that same fence to come visit us when we were working there. Acum problema că țeaua obișnuia să sară exact același gard. So pentru she că noi jumped acolo the fence. Și eram prieteni și vedeam. So she jumped the fence very easily. Așa că foarte ușor câinele sărea acel gard. She chased them all the way to the street. Și a alergat până la stradă. And I was thanking my creator. Și eu îi mulțumeam creatorului enorm. I needed the help of my Lord. Întâlnisem ajutorul Domnului. Many times in our lives. De multe ori în viața noastră. We are placed in difficult situations. Suntem aduși în situații dificile. But you know there is a God who is still Știți, alive. Este un Dumnezeu încă viu. And that God will take care of us. Și Dumnezeu va avea grijă de noi. And that time when I needed him the most. Când am avut cel mai mare nevoie de el la acel the moment. Lord gave me the wisdom to remember my friend. Dumnezeu mi-a dat înțelepciunea să-mi aduc aminte de numele prietenului meu, cățeaua. He made sure that she was not tied up. El, Domnul, s-a asigurat că nu e legată cățeaua la acel moment. Pentru că la anumite ocazii era legată cățeaua. But this time she was free. Dar acea zi nu era. Era liberă. Și m-a apărat. So I thank the Lord for his many experiences. Așa că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru multe experiențe de grijă, de ocrotire directă. We are told to trust in the Lord. Ni se spune să ne încredem în Domnul. And we need to seriously trust our Creator. Și trebuie să ne încredem cu seriozitate în Creatorul nostru.